Salutare, fratele, și bine v-am găsit la un nou joc, o revenire așa pe YouTube, cum s-ar zice. Bine, astăzi jucăm Summer of 58, adică vara lui 58. Habar n-am ce e în jocul ăsta, habar n-am așa, dar acum a început parcă școala, deja parcă cu cheful ăla de posta pe YouTube, cu dalea, parcă tipul, mă jur, parcă tipul verii n-am avut chef și așa, și acum am zis, hai bă, să postez, că nu știu ce, că acum parcă am chef. Mai lejerani așa, cu băută, supă, filmare, pe d-astea. Bă, frate, înainte nu făceam d-astea. Așa începe New Game. Nu stau, frate. Nu sunt translator, nu știu ce. Da, bă, dacă știți engleză, bine, dacă nu urmăriți gameplay-ul și așa, nu stau, frate, eu să traduc nota mea acum. Some the people make up dinner. Nu cred în fantome și chestii paranormale, chestii de astea paranormale. Cred că problemele oamenilor, nu știu ce, n-am apucat să translate. Well, un fel de Outlast 2 așa, vibe de ăla șmecher. Da. Nu înțeleg, stai așa, nu înțeleg, cinematic, ce parte e asta, mă uit la cinematic acum, să fiu în live dacă mai înțeleg acum. Hello, ce scrie acolo, Buster, hello, chestii cu dalea, hai că îmi dă vibe așa de un Outlast, îmi vine să mă joc Outlast după. Hai că mă joc Outlast dacă e, ce asta? Deja m-a luat așa o groază de asta cu jocurile astea, n-am mai jucat jocuri horror în general, adică n-am mai jucat cu jocuri de astea, horror cu de astea și mă la cinematic acum. Sânge pe jos cu dalea. Am căutat toate în fiecare corne, în fiecare capăt al camerei, nu am găsit nicio evidență să confirme lucrurile paranormale în această casă, cred că o să abandonez. Că undeva prin Rusia, n-am apucat să citez. Ei spun că există fantomele oamenilor morți în această locuință, bla bla bla. Da, mult de citit. Am venit în Rusia să investighez ce se întâmplă, să caut dacă există cu adevărat evidențe la ceea ce spun ei. Păstrez tradiția, am închis ușile clădirii în spatele meu. Să n-am nicio încercare de a ieși, bla bla bla. Am stat aici câteva nopți, am înregistrat tot. Am o cameră video, un ăsta rucsac de dormit și nu știu ce mai am. Ce pe joacă atâtis, cum s-ar zice. Emica Games present. Bă, grafica e ca lumea. Olo, ce, bă, cu sensibilitatea asta? Naiba să fiu, dar nu mă joc Counter acum. Grafica ca lumea. Ce pot să zic? Dar n-am și eu. Max FPS, what the fuck, 120 măcar. N-am nevoie să fie limitate. Apare avem și ultra. Tale. Apare tu jocul ăsta, nu se poate cu rezoluția la bausa, asta este, atâta rămâne. Nu știu ce trebuie să fac, mai exact nu văd mai nimic, absolut mai nimic aici, cum s-ar zice. Nu știu ce s-a astea, olo. Dar e pisicile aici. Mască de gaze. Zic că mă joc mai summer car acum, what the fuck, cu controlele astea. Ok, nu înțeleg o chestie, ce asta? Nu pot să citesc asta? Trebuie să-mi iau dicționarul de rusă. Ok. N-avem animații, ok, am înțeles. Grafică bună, dar nu avem animații. Super! Lol. Mai exact ce e aici?
Ok. Un ziar, nu pot să-l iau. Acela care scrie în rusă. Ok. Oh my god, a venit comanda. A venit fancurierul. Ah, deci nici asta nu pot să citesc la dicționarul. Oh my god, deci... Chiquita mamita, what is this? Nici nu pot să mă joc cu asta, ok. Ce s-aude, bă? Trebuie să analizăm situația, da. Nu înțeleg că am... Alaa, ce e asta, mă, mâncați, măi? Pisica e sus acolo. A, te altă pisică, lol, uite câte pisici, what the fuck. Asta pot să iau, nu? Asta sunt aruncate. Chestia asta la fel nu pot să citesc, ok, păi de ce să pot să citesc? O, al dracule să fiu. Mr. Barney. Ok. Asta e destul de creepy deja. O, naiba să fiu. S-a întâmplat aici, mai exact. Mi-am băgat animal. What the fuck? Hello, că fac preinfart aici. Bun, Billy, bă! Cineva mi-a deschis geamul, aparent. Să fie o, e cumva o bază militară în apropiere? Păi și văd că ăsta nu mai e aici. Cum că ca s-a teleportat de aici? Au ciuarele, ce treabă? Nu înțeleg mai exact ce trebuie să fac aici. Nu pot să aprind lumina, dar n-am citit de ce. Well, în această situație, ăla belitus de pulus. Ok, luăm niște lumânări și... Mulțumesc pisicilor, lumânări să fie folositoare. Ok, chiar că mulțumesc pisicilor, hai, noapte bună. Cum mă las om? Trebuie să caut o brichetă sau ceva? Ok! Now it's time. Ok, mă enervează cerurile alea, cum s-au uitat. Ok, acum e timpul să căutăm o brichetă. Unde, dacă aș fi fantomă, unde aș ascunde o brichetă? Evident că baie! What the fuck, dă-mi asta! Oh, hello! Ce mă sperii? O, a dispărut Mr. Barney. Poți să aprind lumânările acum? E în rucsac și... unde naiba mi-e rucsacul? Shit, bro. L-am lăsat pe aici. A apărut ceva pe... Pe ăsta, alaiba să fiu. Uite, ce-i geamul ăsta s-a deschis? What the fuck, astea nu erau aici.
Haide, mă. Una, două, trei. Și cum mă culc? Sau chestii, dar nu știu cum... Mai exact pe ce trebuie să apăs. Nu mi-a explicat. I don't know, dude. Ce ar trebui să fac? Cum a pus să dorm? Uite-mă aici, mă. Ce te s-a pus? Ok, am înțeles că rotez bine, mersi, da. Ok. Alo, Outlast, tată. Aici. Aia zic. Dacă trebuie să vă pregătesc pentru noapte. Aia zic, tătis. Prima noapte, ok, night 1. Direct suntem pe Five Nights at Freddy acum. Mamă. O, te cred. Dă-mi asta, tati, că am nevoie de... Am nevoie de... Hullo, ce m-am speriat! Văzure eu ceva aici, dar nu-mi place. Trebuie să fii nebun. Trebuie să fii nebun. Ce vorbești, mă, că nu mă tem, bă. Nu mă sperii, what the fuck is this? Nu mă sperii de astea, mă. Deci, efectiv, acum e totul la mișto, așa. Deci că mă joc Five Nights at Freddy acum, lol, cum faci? Dar eu tot n-am găsit. Combustibilul lipsește, super. Ok, nu o să mă uit în spate. Oh my god, fucking dumb. A venit fan curier? La ușa asta a bătut? Nu, dar m-am cam speriat un pic. Eu nu mă sperie la jocul, da? Da. Ulo, nu zic că e de-aia pe tavan, că mor. Wait a minute. You're not here. Alo. Alo, mi-a închis ușa. Am belit-o. Am belit-o. Well, eu nu mă uit. My fucking God. Cred că glumești. Al dracului să fiu. Sună fan curierul. Olo, mamita chiquita, iubita, olo. Mi-a dat fatala. Aia a fost, GG, well played. Mi-a făcut plăcere. Ce naiba s-a întâmplat, nu știu nicio.
O, doamne, capul meu. Ia, a dat-o la băiat. Pam, pam, perversă, pam, pam, ale, 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 ale. Ok. Cum am ajuns aici? Trebuie să-mi găsesc camera video. E, bună întrebare, cum ai ajuns aici? Ce asta? Bă, dar nu poate nimic să citească omul meu. Uite, un rusac de dormit. Ok, și aparent s-a deschis și camera asta și asta și pot să deschid și pe asta. Nu? How the fuck? Nu pot să citesc. Că nu înțeleg. Ah, mulțumesc de dicționar. Ok. Nu ești bine primit aici? Să găsesc soluția să aprind curentul aici. Lumânările nu mai sunt de ajutor. Olo, băi, măcați ai sufletelul, mă lasă, mă văști tu pică, nu mai pot. Mă omor cu inima. Chestii de citit repede, că acum am și dicționar de ăsta de engleză, nu știu ce e rusă, bam, bam, bam. Asta nu pot să citesc. Asta. O investigație... dispariția copiilor. Aici, tabăra asta, puii mei. S-a deschis în 1955. Așa. Așa, bla bla bla. De, numele lui era Iacov. Victima a fost găsită într-un dulap. Nu se știe ce s-a întâmplat cu el. Unde este el acum? Așa, a dispărut un copil pe nume Iacov. Și cred că copilul ăsta a dispărut chiar aici. E ce trebuie, brother. Am o sticlă de apă, nu știu ce asta, un ceas, ceva, bă. Brotherul nostru e tupeist. Îmi place că n-avem animații. Sau de un cineva cântă. Asta ultima dată așa cu la naiba. Trebuie să mă uit în această cameră. What the fuck? Cine cânta în primul rând? Cât a crepe jocul? Ce-i asta? Nu funcționează, trebuie să găsesc fuse-ul. Cum să nu... De ce nu vine acum cum se traduce fuse? Niște ciori moarte? Hai mă că eu vreau să citesc asta. Nu pot. Ok, understandable, l-am plecat. Have a nice day. Cum s-ar zice? Aici citesc. Mai era ceva de citit în camera asta. Asta? Nu, asta de aici. Într-o noapte de noapte, când oamenii dormeau, nu mai avea nevoie să râd. În altul full, nu știu ce înseamnă full. Când tot era gol, iar când ochii erau plini de întuneric, au decis ca... E de ajuns și din acea noapte am trăit într-un vis trist. Am înțeles, ok. Păi l-o am dat peste microfon. Vă vine să credeți că încă mai fac chestia asta să-l dau peste microfon. Dar unde n-ai va găsesc eu... combustibil, așa, bă, combustibil, hai că mi-a venit...
Benzenul. Că nu văd niciun benzen în cameră. Olo, de mână. Asta trebuia filmat. Că e logic așa că traduce asta instant cu dicționarul așa, ar trebui ore, tată. În 1958, când tocmai ce se termina vara, părinții au decis să sune ăsta, Kemp, cum se numește? Kemp, așa. Dacă tot e regulă cu copilul lui, dar nimeni nu a răspuns. Când i-au ajuns în Kemp, au găsit totul, era abandonat cu un mesaj. Ok, că căuta copiii în va. Deci, practic, când au venit părinții băiatului ăsta, Iochif sau cum neva îl cheba, n-au mai găsit pe nimeni. Era speriat. Nu și nu știam că așa se termine. Am avut încredere în ei. Prietena mea, Ana, îmi pare așa de rău că nu am reușit să-i opresc. La cine? O se știe! Nu se știe pe cine a vrut să oprească sau pe cine ce cum, dar rămâne de văzut. Da și bea o țigară de aici dacă tot e așa. Nu știu, frate, unde pot să găsesc combustibil. Să fiu armisimă. Păi și unde naiba găsesc eu, băi, nu-mi arată. Asta nu suport, frate. Aici? Ce-n asta? Nu știu. Stau eu pe aici, pe fiecare de asta. Hai că n-ar avea logică să fie pe aici, într-adevăr, da. Eu poate mai găsesc articole și chestii. Mai de care. Ok, se aude ceva din camera asta. Pot să plec acasă? Vreau să plec acasă, nu mai vreau camera asta. Nu mai vreau aici, de fapt. Ce e asta? Nu văd absolut nimic. Nu știu dacă pe filmare se vede ceva, dar eu nu văd absolut nimic aici. Ar fi trebuit să-mi dau luminositatea mai mare la monitor, da? În fine. Well, shit. Bă, dar nu e, frate, bă, absolut nimic, what the fuck? Am zis că trebuie să verific în camera asta. Ce am verificat? Am verificat o... Ah. Ok, ceva cu directorul, nu știu ce, puii mei, m-am săturat să citesc atâta, nu mai vreau. Nici nu știu dacă le-am citit într-o ordine bună sau ceva, da? Bagă, bă, tată, lemne de astea, știi cum fac un foc aici, ulo! Iau cutia, bui mei, eu iau cutia. Bă, băi! Ce a fost asta? Nu știu, mă scărpineam și eu la nas. Deci eu trebuie să pun... Turn on the light? What light, mai exact? Păi și mai exact de unde? Bro. Aici? De unde pornesc, mă, frate, lumina? Păi n-am bec, mă, boss. Păi dar cum? De nici aici nu e bec. Al dracule să fiu, ce se aude.
Trebuie să mă duc în pat, o să se întunece curând. Și melodia aia, ce facem cu ea? Rămâne așa, nu o problemă, nu chepării, nu o să aude melodia aia în continuu. Noaptea a doua. Dacă noi supraviețuim și la noaptea ta, suntem boși, dă boși. Eu atâta pot spune. Ceasul s-a oprit la 3 din 7 minute dimineața. Ce place! Dar mie tu asta, mă, Chiquita Mamita. Dar aia nu pot să o pun, aia mai pot să o pun la loc dacă. Chiquita Mamita. Ne deschis și nouă ușa asta. Alo. Sau măcar pe asta. Wow. Thanks so much. Măcar pe aia și... Prește. Alo. E, păi nu te-am văzut eu acolo cu coada ochiului. Ce vorbești? Nu m-am speriat. Nu m-am speriat. A fost totul pentru episod, ca să iasă mai distractiv. Eu nu mă sperie în general la jocuri horror și de-astea, dar acum m-am speriat doar pentru episod să iasă mai distractiv. Mâncați aș su... Aia s-a uzea bătăile alea, mă. Gata, mă duc la somn, pa. O să sun poliția. Bă, trebuie să fii tu pe is, mă, băiat. Hai, muream de 10 ore aici. Chestiile astea în continuare sunt pe pereți. Dar ce trebuie să fac mai exact acum? Oh my god, asta tot. Dar ce s-a dus aici mai exact? Bă, și ce repede s-a dus. Cutia asta nu era aici înainte. Încă iată, sunt curios ce era, ce este înăuntru. Mamă mia. S-a spart becul. Dar nu știu de unde, aici? A, îmi place că n-avem animații, s-a pornit aia la, ghiveta aia la duș. Nu spune că nu mai am lumină. Caracterul meu cred că e idiot. Așa, mulțumesc. Ce e în cutia asta? Hello! Mai vreau să moară. Nu mai vreau, nu mai, I'm done, bro. Please, stop. Nu mai pot. M-am făcut cu capul jocul ăsta, nu mai. Deci pur și simplu, nu, I don't want more.
Deci nu mai, nu se poate așa. Păi frate, ce e așa? Ai pe tavan, ăștia mă vânează din toate părțile. Ce mă asta? Dar cine aici a ghost hunting? Eu sau ei? Ei mă vânează aparent pe mine. Lumina mi s-a stins aici. Ce pana mea, mă, frate? E și frică să mai mă duc așa. Dar schide, bă, ușa, dă bulangiu. Opa. Să nu o deschizi. Și am aș pe el, că nu mai știu ce să facă, mi-e frică. Ok, s-a... Oh my god! Hați, ai sufletelul tău, mă! Mă, mai vreau, mai chat, eu nu mai pomă! Nu înțeleg ce mă sperie, nu înțeleg, îmi plurează și... Îmi blurează imaginea, nu mai înțeleg absolut nimic aici, rat. Dă-mi o pastilă ceva, dă-mi ceva să mă mor din prim. Du-te-mi pui mei că iară mi-a închis ușa. Du-te. Mai am impresia că ăștia încearcă să mă violeze. Înțeleg, am înțeles, nu sunt bine primit aici. Bă, fratele meu. Dar nici asta caracterul meu nu înțelege. A zis că nu-s bine primit, lasă-mă să plec. Dă-te de-abia cu imaginea ta, bărba, știi ce bine camera asta cu X-ray că mor. Nu e nimic aici. Să fie ceva în camera asta, dar... Ce mai exact, ce e aici? O foaie goală. Uite asta. Văd niște sânge pe asta. 29. Asta am citit-o. Joi pe 32. Ololo, uite cheia. Din 1950 a fost un scandal aici. Asistența a chemat, nu știu, rezident ce seamnă. Mock the resident, abar n-am. Ana, de ce să chemi autoritățile? Deci a fost aproape de instituție. Mi-amintesc că și adăpostul s-a deschis în 1944 pentru copiii care nu au niciun părinte pentru a locui aici, cu ceva de genul, puii mei. Nu mă luați cu dalea, cu traducere, că dalea că nu știu să arăt nota mo. Ok, pe am luat cheia, mă duc acolo. What is in my box? Am văzut cum i-a sărit ceva în cameră, în fine. Și cutiuța cu surprize! Dragă jurnalele, astăzi, inul opening day of my camp este ziua de deschidere campului. M-am pregătit pentru asta de 3 ani. Deci de aceea vara asta este mai specială pentru mine. Wait! N-am citit! Noaptea lui 58? What? Trecem direct la... ce asta? După 3 preinfarturi care le-am făcut acolo, de m-a luat aia, what the fuck, mai exact. What is this? Boș. Wait a second. Eu acum, dă-mi de un diagnostic, deci a făcut o diagnostic greșită pentru Ivan. Trebuie să facem un transplant de inimă pentru a-l ajuta. Bla bla bla. Ok, deci asta are nevoie de, Ivan asta are nevoie de transport de inimă. Deci practic a fost bolnav, nu știu ce. Nu văd absolut nimic aici. Ia și tu asta, frate, cu tine, băi, băia. Unde mă duce?
Văd eu ceva, frate. They think I'm dumb, but I'm not dumb. Nu fac nimic. Mă duc după suret. Ce pui mei să văd? Așa trebuie să fie jocul. În spate nu mai pot să merg, în față nu. Stai. Bun. Aha. Nu se vede. Ce-i asta? Aha. Nu mai înțeleg nimic. Eu nu mai văd niciun punct de reper. Nu știu cum am ajuns înapoi aici. Păi și ce fac aici mai exact? Aia e problema. Au niște ciori. Nu vă, frate, absolut. Ata, pot să vă dau. Și aici e uși. Nu e aici uși. Aici e ușa? Uite, astea sunt becuri. Dar cum aprind becurile? Nu pot să iau, mă, asta, după mine. Haide, mă, fă ceva. Ce trebuie să fac mai exact aici? Ha! Ce credeți, mă? Trebuia să apăs pe F, mă! Cine s-a gândit? Eu n-am citit chestiile alea să văd ce-mi zice. Well, shit! Eu practic m-am dus până aici și mă blocasem aici. Tichile am. Oh my god. S-a dus ceva aici. Ok. Jocule, care ești tu, joc? Da? Tu vrei pe mine să mă faci cu inima. Eu înțeleg asta. Dar te rog eu. Lasă-mă pace. Și de copiii dorm? Nu pot să mă duc acolo. Îmi bate inima ca la șaure. Și acum vezi un mihit să-l agem.
Ce mai ascuns cheia? Uala, cu trebuie să stau să găsesc o cheie. Bine că mi-a dat o chestie. Sigur nu e în camera asta, că nu suntem așa de proști. Hai că e timpul pentru să găsim o cheie. Dacă aș fi fantomă, unde aș ascunde cheia? Oare aici? Dar nu pot să deschid asta. Nu, pe bune, unde e cheia, frate? Aici nu pot să intru. Hai, nu pot să dau ala. A, mă, fim serios. Ui, dădeam un vânt la chestia asta, deschideam ușa. A, mă. Deci, practic, cheia mea e tot în încăperea asta, aparent. Fii printr-o bancă, da. O fi aici? Uite o cioară moale. Alo, asta s-a auzit, mă, că s-a spart geamul. Ali, n-ai bicior, bă, n-am văzut așa. De ce s-aude din ce în ce mai creepy? Nu funcționează? Bă, el nu mai spune că nu funcționează. Ce-s astea? Ulu, trebuie să fiu nebun, mă, să fac asta. Calorifere. Hai, și ce trebuie să fac mai exact? Le mau. Nu pot să deschid chestiile astea. Și scârție ceva aici. Ha? Oh! Oh my god. Cum doar pe ăsta pot să-l deschid? Păi și ce fac aici? La ce l-am deschis? Uite, doar pe ăsta pot să-l deschid. Nu cred că mai e altul. Asta nu, asta nu, asta nu, asta nu, asta nu, asta nu, asta nu. Și aici nici atâta. Și asta înseamnă că trebuie să fac ceva cu asta. Hello. Și unde, frate, găsesc eu? Deja nu înțeleg aici. Ha! A, frate. Atât de chiar sunt. Ana, trebuie să fugim. Toate astea deoarece din cauza directorului l-am spionat, el vorbea despre ceva urât, trebuie să mă crezi, nu avem prea mult timp, am închis cheia în dulap, putem să facem, doar ajută-mă. Ce idiot. Look at this, what I found, bro. Cheia de la safe. Olo! O să te zici, copii. Trebuie să dau cu gaz pentru a-i duce la operație până se întorc înapoi. What the fuck? Mi-au ruinat masca de gaze. Ok.
Ok, un băiat special, nu știu cum a venit în aici. Să punem gaz. Aici? Nu. Aici. Ce facem noi practic? Adormim copii? Nu mai înțeleg. Alo! Tu cine ești, tată? Mi-a dat și mie, ești prost? Alo, m-a luat somn. Ok. S-a trezit acum. Jurnalul mare ei. Ok. Dicționarul așa, nu știu ce. Și ne-am trezit aici. Cum dracu? Nu știu. E închisă? E cineva în spatele ei? Oico! What the fuck, dude, de ce e atâta sânge? Deci acum am înțeles ce a fost și cu alarma aia nucleară. Deci practic noi adormeam copiii, asta adormea copiii de aici, că trebuia să se transporte la spital sau ceva de genul. Și practic a venit ăștia și a adormit și pe ea, dacă mă înțelegi pe mine. Da, ce s-a întâmplat cu Iacov, asta am înțeles. Dar mai exact, acum, ce trebuie să fac? Da, dar nu, ce trebuie să fac. Asta nu pot să-l întorc. Și nici asta. O foaie. Ți-am zis? Ești afară? Părăsești acest loc am... singur? Sunt câteva asta, pagini lipsă în jurnalul Mariei. Poți să le folosești pentru a-mi răspunde? Da, tată. Dă-mi o pagină să-i scriem ceva. Ce-am scris? Știu ce s-a întâmplat cu tine, lasă-mă să te ajut. Spune-mi doar cine ești. Aici să comunică, bă băiatule, să comunică. Bagi o foaie pe sub ușă. Da? S-a luat foaia? Nu știm cine. Hop! Și sună fan curierul, a venit comanda. Alaba să fiu. Hello! What the fuck, tu de ce ai capul verde acum? Nu mai sună fan curierul, s-a răzgândit. A zis, am greșit adresa, scuză-mă pe mine. Și acum... n-a răspuns. Olo! Poate ar trebui să încerc încă o scrisoare. Da. Nu ne-a răspuns de prima? Ne-a speriat un pic? Mai băgăm o fisă. Am citit despre oamenii omorâți aici, killurile. Tu ai făcut asta? Spune-mi și poți să te ajut. Îi dăm iară foaia, o băgăm așa cu grijă. Op! Da? A venit la ușă. A fost voia? A tras-o like this? Dă-mi un coa. Ia să văd ce mai zici tu. Dacă ești așa de amuzant. Da? Și acum așteptăm. Să ne răspundă. Ce aș putea să fac altceva dacă să așteptăm să ne răspundă? Ia să vedem. A râs? Nu ne-a răspuns. Eva nice day. Am fost acuzat? Dar nu am făcut-o? Te rog, ieși de aici?
O, al dracului să fiu! Cine râzi? Cine râzi? Hai că am vorbit! Chiquita mamita, râzi, râzi, dar... Vezi că nu-i dă joacă. Se zicea să te îngust, hating. Hop! Mai băgăm o fisă! Deci fiți atenți aici, deci... Noi trebuie să răspundem aici, de la interogator. Vorbim cu fantome, am înnebunit, dar tot, nu mai, nu s-a poate așa ceva. Numele tău este Iacov? Ai trăit acolo, aici, acum mulți ani? Mie nu-mi place ușile astea cum scârțe și cum se aude și toate astea. Bă, mi-a zis, pleacă de aici, eu aș fi plecat. Hop! Ce râde hamsterul de mine. Așa. Hop. Thank you. Da. Uite, acum pot să comunic cu prietenii mei. Suntem paznici aceste locuințe, deoarece este casa noastră. O grămadă de persoane a venit aici, trebuie să distrugă chestii, dar prietenii mei m-au ajutat. Help me to drive away, să îndepărtăm străinii. Îmi e frică că cineva o să mă vadă și o să spună asta, că trăiesc aici și oamenii vor veni după mine. Ok, deci sunteți mai mulți? Tu ce am aici, mă? Iar ai venit? Cine sunt prietenii tăi? De ce sunt aici? Dacă comunicăm, da, mă, eu dau foaia, el îmi scrie ceva, am luat foaia înapoi. Mi se pare corect. Hop! A venit la ușă, l-ai gândit să lua foaia again. Bun. Deci, Iacov a rămas aici cu prietenii lui, aparent. Au venit străini chestii, au distrus chestii, au speriat nu știu ce să plece așa. Și acum comunicăm cu ei. Bă, da, scrie asta tata imediat. Nu pot să iau foaia. Asta e că trebuie să mă plec. Am uitat. Sunteți prieteni acestui loc. Care am fost torturați aici. O să rămânem blocați aici pentru totdeauna. Când luminile se sing. Toate devin probabil... Este persoana care a vorbit directorul. Nu m-au găsit. Asta deoarece... Nu știu, asta n-am putut să înțeleg. Ok, în fine. Deci, practic... Oh, dracule, s-o fiu! Practic, directorul l-a căutat, dar nu l-a găsit. Ok, am înțeles asta. Mai dăm o singură chestie care noi trebuie să scriem cu dicționarul, că atât de prost suntem. Așa. Care a fost planul directorului în acest camp? Despre ce vorbești? Ce persoană crezi că te-ar fi luat? La geam în stânga acolo s-aude bătăi. Sunteți pregătiți? Are you ready? Nothing here. Deja aici nu mai s-a învățat ruta stânga, dreapta, sus, jos. Ia că ne-a răspuns. Și... Suntem toți aici. Am văzut directorul vorbind la un spital vechi, în apropierea campului. Am fost de acolo să lucreze noaptea. Nu știu ce, mamă, dar e mult de ce... Nu am văzut ce era acolo, deoarece eram panicat și m-am ascuns. În dimineață, când am venit în această clădire, nu am mai găsit pe nimeni în siguranță. Și nu am găsit pe nimeni și nu mai eram în siguranță aici. Am vorbit cu noi și m-a ajutat să cărăm toate astea de aici, în această clădire. A trebuit să stăm și să trăim în ventilații când cineva venea în cameră. Păi tată, ce tată povestea, mă, n-am văzut așa ceva. Deja aici să comunică, mă, cu fantome. Această clădire abandonată.
O să mă duc acolo. Și cam atât, asta se vorbește aici. Și mă duc acolo, fac aia, pa, pa, pa. Asta, acum, gata, gata așa ca aia horror unde eu mă speriam și asta. Acum dialog cu fantoma așa prin ușă, să nu ne uităm unul la altul, că se sperie fantoma de mine, că sperea urât. A început muzicuța, ne-am dus, am dan, rip, e funciat, nu știu de unde a început, e frică. Sau și e frică, da, pornim muzicuța. Iacob, nu cred că mai răspunde în orice timp. Trebuie să mă duc la acela spital abandonat. Trebuie să spun nu știu ce, n-am apucat să... Ok, I think it's time to go! Deci, în sfârșit pot să plec? Wow! Plecăm acasă! Plecăm acasă! Ce tare suntem! Deci, nu, nu plecăm acasă, duc la spitalul ăla abandonat. Ok, nu știu ce s-aude, bă, v-am zis, mă, n-am avut bani de animații, mă, asta s-a putut și la jocul ăsta. Noaptea a treia. Mai e mult. Am crezut că s-a terminat joaca aici, what the fuck? Iosif, nu știu ce mi-a zis aici ceva, Iosif, alo, ce m-a speriat. Deci aici e spitalul ăla abandonat. Ceva mi-a zis Iosif aici, că se întâmplă chestii. Aici, de fapt, se întâmplă chestiile necurate. Hai, eu deja știu unde trăiesc ăștia, prin ventilații, prin de-astea, băi nebunilor. Mi-am luat rusacul, jos, Danielu. Dar nu-i nimic aici. Uelo, mă, și-o fasmofobie acum. Ce s-aude, tată? What I play now? Give us sign. Where the fuck I am now? Omul 1947, după război, de ce de... A fost pierdut, nu știu ce! Ce s-aude? Maică. Somebody... Stop that. Nu e nimic, dude. Am pierd eu doar mințile, atâta tot. Au, pe cineva alergând aici. Hello! Hello! Have a nice day! Thank you! Mulțumesc că mi-ați deschis ușa. Da, doctor, așa au refuzat pentru organe ilegale pentru 6 ani, nu știu ce, frauda a fost incorrectă, de așa, directorul nu a știut despre asta, dar nu o să continue în această poziție. De aceea rămâne, deci de aceea rămâne sub clădirea abandonată, ok, hai, am înțeles. Camera să fie conectată. Al coridor. Holo! Ho, ho, acum a devenit. S-a închis ușa nas. Locul acesta nu cred că o să mă lase. Trebuie să termin ce am început. Tătis. Nu știu ce am luat.
A, păi practic acum cred că am luat un de ăsta, eram sigur. Hop! Mi-am luat flex-ul, tată. Am avut animație aici, ești proști. What I found here. Ok, bravo. Știu că tot ce-am făcut a fost greșit. Nu am avut nicio șansă. Trebuia să-mi salvez fiul lui Ivan. Am fost norocos că ăsta, nu știu cine, Alexei Servegif a fost de acord să mă ajute. Nu știu ce, în fine. Ok, deci practic fiul directorului era bolnav. Și de asta a făcut toate căcaturile astea, serios. Păi și unde mi-e flexul? Alo, aprinde-mă asta, că mor. Aude. Băi, murim de râs, mă. What the fuck? Cred că am înnebunit. Și aici? Stai, tata, și aici. Ne ducem până la capăt acum. Oricum. Deci am înțeles mare lucruri și din poveste, deci... Bateria mă lasă curând, olo! Păi aia mai trebuie, mă lase bateria că ne-am dus. Și cred că aici a avut loc masa de operație, dacă mă înțeleg, dacă nu dau eu greș. Aha. Păi și mare lucru am aflat, ce mai trebuie să, mai trebuie să aflu ceva acum? Cred că mai bagă vreo două jumpscare-uri și gata. Done deal, nu? Pot să plec acolo? Câte nopți sunt așa de curiozitate. Ok, nu mai stau să citesc atâta. Să fie și ceva aici, 100.000. S-a auzit un țipat din partea asta. Nu-mi dă și mie o casă de ce s-a întâmplat aici. Nu știu ce s-a întâmplat aici. Trebuie să descoper, eu sunt... Nu zic că s-a închis ușa așa. S-a auzit o ușă. Eu cum am intrat mai exact pe aici? Good morning. N-am înțeles. Să fac ceva pe aici. Să mai găsesc ceva pe aici, dar nu știu ce. Sânge, asta am citit-o. Asta nu pot să citesc. Uite, se aude chestii pe aici. Mama. A, asta. Adică este anțul save-ul, nu am avut timp să-l salvez. Nu cred asta. Nu poate să fie adevărat. Am salvat-o, trebuie să mă duc la... nu știu ce, urgent.
Ok. Am mai găsit o chestie. Wait a minute. Chestia asta s-a mutat. Nu știu ce se aude. Vreau acasă. S-a deschis. Hello? Hello? Deci flexul meu mi s-a stricat și a trebuit, și nu știu cum am găsit asta. Ok, understandable. Now I'm dumb. I'm done. Am belit... ok, s-a deschis. Sușa! Tu scopilul măsii, și aici e o baie. Un an mai târziu, după evenimentul de 1950, a fost clasificat pentru a fi spital, dar s-a oprit de a funcționa. Well, sărut mâinile. Ah. Practic am dat asta la o parte și o tu la casă, nu? Practic tu le o casă, cum s-ar zice. What the fuck? Unde acest corp nu s-a făcut schelete după atâția ani? Oh my god. Cine mă găsește să feel the pain of mother who was lost here? O să mă întorc. Am belit-o. Asta e un document din 1958, îl luăm repede. Certificatul de moarte. Cum căcat ești de aici? Întrebarea mea. Leave me alone. You are not here. Mai trebuie să iau ceva? Cum ies de aici? Absolut n-am nici cea mai mică idee cum ies de aici. Trebuie să recunosc asta. Cum n-ai băieți aici? Nu mi-explică. Mie-mi place că jocul ăsta nu mi-a dat niciun control, nu nimic, absolut. Eu ar trebui să-mi dau seama singur cum. Cum, ce și cum. Poate încui asta? Am luat tot ce trebuie, da? Cum ies, mă, de aici? Nu știu, deci tot îmi dau seama cum n-ai băieți de aici și nu știu. Ok, ziua a doua de filmat. Da, prima dată am dat fail. A
Așa că am rămas să-mi blocat la o fază aici, deja știm ce se întâmplă, căcatul, dar chestii de-astea auzi la mine cu ușa asta să fie încuiată, ni se închide ușa asta, da, ne-am obișnuit cu asta, deja știm. De-mă, vrei să ne faci mie ușa? Așa, mulțumesc. Mulțumesc. Hai că știam deja de tine. Ce trebuia să luăm de aici, că nu mai știu exact. Să citim asta, da, asta deja le știm că am mai jucat, ok, am văzut fața asta. Așa, ne-a închis aici. Asta nu știam! Wow! Dracule să fiu. Da, asta nu știam. Da, uitați-mi de jump scare-ul ăsta bun. Mai e și pe aici, din finalul. Ok, dar aici rămăsesem ultima dată. O să împingem ăsta și aici găsim cadavru, corpul ăla, nu știu exact, Și de aici rămăsesem blocați, noi. Nu mai puteam să ieșim din încăperea asta și nu știu exact cum ieșim din încăperea asta, e problema, nu știu dacă o să se întâmple din nou, eu am ieșit din joc. Uite, e exact la fel. What? Trebuia să iau asta, glumești? Oh my god. Ce m-a speriat și asta. Why do you mean? Nu mai vreau să mă sperie, te rog eu. Vreau să plec doar. Vreau doar să plec atâta, mulțumesc! E frică. Ok, loading. Oh my god. 3 săptămâni mai târziu? What now? Oh, Iacov, ne-am întors înapoi la prietenul nostru. O foaie și am scris ceva, dar nu știu ce. Salut, Iacov. Nu trebuie să te mai, să-ți mai fie teamă. Că ai fost acuzat de nu știu ce. Am avut grijă toate astea. Nu am spus nimănui că trăiești aici cu prietenii tăi. O să protejezi acest loc de în viitor. Acum este casa ta. Prietenul tău, Alex Morton. Sunt mândru că investigația s-a transformat într-o interesantă, nu știu, și unică... că investigația s-a transformat într-o interesantă și unică investigație, bla bla bla. Asta, am rezolvat problema, misterul din 58 și am ajutat pe Iacov să găsească un loc și libertate. Acum puteți să citiți această... Puteți să citiți blogul meu, așa... Dar trebuie să ne mutăm, o să mă duc în alt loc cu un alt loc cu teriul de asta, bla bla bla. Păi venea undeva, apucat să citesc în Rusia undeva. E Mica Games, asta o să fie următorul joc. Mă, a fost șmecher jocul, dar nu m-am înțeles atunci, m-am blocat și n-am mai stat în seara aia să filmez, am filmat în altă seară acum, gen, că mi-a fost lene, n-am mai avut efectiv chef să filmez în seara aia. Bă, jocul șmecher. Mi-a plăcut super mult, ce pot să zic. Vă recomand și vouă, dacă vreți să vă jucați și să vă speriați un pic așa. Ba, asta m-am dat zi, bă, șmecher, mi-a plăcut și povestea. Adică eu am înțeles cât de povestea, nu știu cât ați înțeles voi povestea sau așa, sau dacă asta voi să citiți și ați tradus motamonul cum am tradus eu. Nu știu dacă îl găsiți pe Eneba, asta nu știu să vă zic jocul dacă o să-l găsiți pe Eneba, dar dacă o să-l găsiți pe Eneba aveți codul de reducere mițul 99, deci pentru... Și mai mare reducere, cum s-ar zice așa, mai pe românește. Și de asta, da, ce mi-arată mie acum? Următorul joc sau cum? Că nu înțeleg, deja asta o să fie următorul joc sau cum?
Sau ne-au arătat așa la șmecher? O, cred că e următorul joc, uite. Genul ăsta e cutscene, în animație, da, asta, cinematic, în animație, uite la mine. Vara la 58. Ok, deci am terminat jocul. Loading. A few days later, câteva zile mai târziu, deja joaca noastră cred că s-a terminat, s-a transformat în serial, aparent. Unde am ajuns, da? Să mai continuă? Nu te cred! What? Baterie moartă? A trebuit să aștept persoana care a cumpărat această casă, dar după ce a venit, după câteva zile, ceva s-a întâmplat greșit. Acest loc este, nu știu ce, sunt blocat aici. Nu cred că o femeie din Rusia m-a atacat, m-a urmărit și m-a atacat. Ok, deci s-a întâmplat ceva, dar a fost blocat aici. Ok, am înțeles. What the fuck? S-a auzit ceva. Au... Uma... Well, shit, Sherlock. Now what? Acum mâncați, am crezut că am terminat jocul, lol. Încă încă continuă. Oh my god, mi-a băgat era cați, nu? Oh, boys, va urma? Am văzut că ne-a făcut semn așa. Wow! Ok, abia aștept și următorul joc. Nu, no, fraților, dacă v-a plăcut acest episod, nu uitați să dați un like, noi ne vedem în episodul următor. Baftă lume! Ciao!